Bună ziua! Trendul pozitiv al economiei României se menține. Datele publicate zilele trecute de către Institutul Național de Statistică ne confirmă că avem o creștere economică robustă, sustenabilă și echilibrată. Economia a înregistrat un avans de 4,2% în trimestrul al doilea al anului 2018, față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la nivel european ne aflăm pe locul 2 în topul creșterii economice din trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru din 2018. Fără îndoială, avansul economic este rezultatul deciziilor și politicilor publice pe care le-am aplicat și pe care vom continua să le promovăm. Cifrele demonstrează încă o dată că măsurile pe care le-am luat au fost corecte și că Guvernul României își respectă angajamentul de a crește veniturile populației. Avem o veste foarte bună în ceea ce privește investițiile. Modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie se dovedește atractivă pentru investitori. Astăzi sunt în analiză 13 proiecte de investiții private în România, ce însumează investiții în valoare de 1,36 miliarde lei și care vor primi ajutor de stat până la sfârșitul acestei luni. Mă bucură foarte mult faptul că 10 din aceste 13 investiții sunt făcute de firme cu capital autohton, în condițiile în care, după cum știți, în 2017, pe această schemă de ajutor de stat nu a fost aprobat niciun proiect, iar în 2016 au primit ajutor doar 6 firme, dar toate 6 aveau capital străin. Așa cum am anticipat, prin simplificarea condițiilor de eligibilitate și prin reducerea valorii minime a investiției de la 10 milioane lei la 3 milioane, de la 10 milioane euro la 3 milioane euro, am dat ocazia firmelor românești să poată aplica. În plus, investițiile vor fi realizate în mai multe regiuni ale României, așadar se creează noi locuri de muncă și se obține un efect multiplicator în economie prin dezvoltarea unor afaceri pe plan local. Foarte important este că sunt depuse alte 14 cereri pentru care vom găsi soluții suplimentare a bugetului alocat ajutoarelor de stat, astfel încât și acestea să fie aprobate până la sfârșitul acestui an. Remediem astăzi o scăpare din legislație, astfel încât persoanele care obțin venituri din drepturile de proprietate intelectuală să beneficieze de indemnizații pentru creșterea copilului pe măsura veniturilor realizate. Așadar, armonizăm prevederile codului fiscal cu cele referitoare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. Prin completarea legislației vom introduce și veniturile obținute din proprietate intelectuală în categoria sumelor care se iau în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului. Așa cum s-a decis în urmă cu 2 săptămâni, astăzi adoptăm o ordonanță de urgență prin care stabilim noi măsuri de sprijin pentru cei care au avut de suferit din cauza virusului pestei porcine africane. Venim astfel în ajutorul persoanelor care își pierd locurile de muncă deținute în societăți comerciale care desfășoară activități în sectorul creșterii suinelor. Concret, vom oferi o compensație financiară neimpozabilă în valoare de 500 de lei pentru fiecare persoană care și-a pierdut locul de muncă din fermele afectate de pesta porcină africană. Acest sprijin se acordă lunar în completarea indemnizației de șomaj pentru o perioadă de maxim 6 luni, începând cu data încetării contractului individual de muncă.
consider că este nevoie de acest ajutor complementar celorlalte măsuri de susținere financiară pentru acest sector, precum și celor pentru combaterea răspândirii virusului. După cum știți, prin rectificarea bugetară am asigurat deja numeroase resurse financiare pentru plata despăgubirilor necesare în urma evoluției pestei porcine africane, dar și pentru achiziția de materiale destinate controlului și combaterii răspândirii virusului. Toți cei care au înregistrat pierderi din cauza acestui virus vor primi ajutorul de care au nevoie. Avem pe ordinea de zi și un proiect prin care vom face mai ușoară lupta cu diabetul zaharat tip 1 pentru mii de persoane, în special tineri și copii. Este un proiect așteptat, mai ales de părinții copiilor care, din păcate, sunt nevoiți să-și supună micuții zilnic unor proceduri dureroase pentru verificarea și controlul glicemiei. Modificăm și completăm programul național de diabet zaharat, derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât să acordăm ajutor tuturor pacienților insulinodependenți, dispozitive medicale moderne care să-i ajute să controleze mai bine diabetul. Este vorba de sisteme moderne de monitorizare a glicemiei și de administrare a insulinei de care au nevoie. Cu ajutorul aparaturii performante de ultima generație, ce va fi decontată, așa cum am menționat, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, persoanele care sunt dependente de insulină nu vor mai fi nevoite să suporte zilnic înțepături pentru administrarea insulinei și pentru monitorizarea glicemiei. De asemenea, printr-un control mai eficient al diabetului, sunt eliminate mai ușor complicațiile ce pot apărea în legătură cu această afecțiune. Tot în domeniul sănătății, avem astăzi pe ordinea de zi un proiect important prin care aprobăm achiziția a peste 1200 de ambulanțe noi pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Sunt ambulanțe de mai multe tipuri, dotate cu toate echipamentele necesare, astfel încât salvatorii să răspundă eficient și prompt pentru salvarea semenilor noștri care au nevoie de ajutorul echipelor medicale. Ambulanțele vor fi distribuite în teritoriu pentru ca toți cetățenii care se confruntă cu situații de risc medical să primească ajutorul de care au nevoie. Suma totală pentru achiziția acestor echipamente este de peste 476 milioane de lei, iar o parte importantă din acest bani necesar provin din fondurile europene nerambursabile prin programul operațional regional 2014-2020. La sfârșitul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative adoptate în cadrul ședinței de astăzi. Vă mulțumesc!